nu știu de partea cui, e primarul sectorului 6 în războiul madamei Firea cu Dragnea, dar vedem că gropile de pe marginea carosabilului lăsate de subalternii lor, de angajații primării municipale sau a primăriei sector 6, pun în pericol chiar viața, sănătatea unor membri PSD, îndeosebi după ploaie. Groapa asta, dacă e îmbăltoacă, sub apă, nici nu-ți dai seama cât e de adâncă. Și riști să mori sau să te accidentezi atât de periculos încât să apari la știri până în seară. Și atunci ce o să credem? Că a fost o conspirație a statului paralel împotriva PSD-ului? O să monitorizez groapa asta de lângă Kauflandul de pe Bulevardul 1 Mai lunar, până la sfârșit de mandat sau până va fi reparată, ca cei de la Mega Catedrală. Pe același bulevard, la intersecție cu strada Sibiu, găsim altă groapă mascată pe care nu o vezi nici cu mașina, nici cu bicicleta. Iată, doar umbrele o arată. Și nu e foarte adâncă, dar dacă ești cu bicicleta, te dezechilibrează și poți nimerești sub roțele transportului. Mai ales că aici, în intersecție, trebuie să fii atent să cedezi trecerea pietonilor. Ha? Unde s-a mai văzut așa drumul?